am constatat că se prezesc 28 de consilieri județeni din cei 31 consilieri județeni în funcție, drept pentru care declar ședința deschisă. Vă rog să vă ridicați în picioare pentru intonarea imnului național. Procesul verbal al ședinței ordinare din 26 iulie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal din 26 iulie a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 1 august 2018. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal din ședința din 1 august a fost aprobat. Așa cum ați constatat în invitația de ședinte, sunt descrise 28 de proiecte de hotărâre la care se adaugă 29 puncte diverse. În ceea ce privește ordinea de zi în care sunt înscrise proiectele de hotărâre, propun renumerotarea proiectelor de hotărâre în sensul că proiectul de hotărâre numărul 13 să devină proiectul numărul 4, iar proiectul de hotărâre numărul 4 să devină numărul 5 și 5 să devină numărul 13. Cine este pentru? Mai vin cu o completare la... Haideți să aprobăm asta și după aceea supunem asta ca să... Păi nu mai delegat tot de aceeași chestie, adică să le propunem pe toate odată. D'acord. Deci propun ca proiectul numărul 8 să devină proiectul numărul 2, deoarece la proiectul numărul 8 aprobăm să devină proiectul 2, pentru că în situația în care proiectul 2 și 3, care acum se va aproba, vânzarea acestui imobil să se facă după ultima metodologie. Pentru că noi aprobăm o metodologie la proiectul 8. Da. Iar proiectul numărul 20, în care este vorba despre modificări din, la top, vrem să completăm proiectul 20 și... În care să... Nu, dar stați puțin, completare. Una, ce facem acum, schimbarea proiectelor? Când discutăm proiectul. Nu, vrem să-l... Nu, acolo este amendament. Proiectul ăsta trebuie să suporte amendament. Acum noi trebuie să completăm, dacă vreți, numărul lor să-l punem în o altă poziție. Da, să-l punem la poziția numărul... Deci la 1 a rămas proiectul 13, la 2 a rămas proiectul 8, schimbare. Da, da. Și la 3 să fie proiectul, hotărârea numărul 20. Deci proiectul 20 să fie al treilea? Al treilea, da. Ca să văd dacă au înțeles. Da. Vă rog frumos. Le aranjează, da. S-a registrat, se registrează. Nu contează. Imediat
Da? Supun la vot modificării ordinii de zi pe numărul proiectelor. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu mențiunea dumneavoastră, domnule Chiriță, proiectul... Deci, renumerotarea a fost aprobat. Supunem pe ordinea de zi. Nu, nu. De avem... solicit să scoatem de pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâre pe care astăzi vi le-am propus. Proiectul numărul 10, proiectul numărul 11 și proiectul numărul 12, asocierile cu cele trei asociații de fotbal. Pe denumiri, cele trei asocieri. Da, e vorba de modelul Borcea și Oltenița. Cine este pentru? Scoate de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu un anumitate de voturi, proiectele de hotărâre referitoare la asocierea județului către cele trei asociații sportive au fost scoase de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificat. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu un anumitate de voturi, ordinea de zi a fost modificată. Solicit un minut, domnule președinte, ca să pot să-mi numărătesc și da? Un minut. Ședința, propun pentru buna desfășurare a ședinței să se dea citire titlurilor proiectelor, nu și dispozitivul acestora, având în vedere faptul că proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost încărcate pe tabletă și au putut fi studiate și dezbătute în ședința comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate? Dau cuvântul secretarului de Zic Pălăraș pentru a da citire titlurilor proiectelor. Proiectul de hotărâre numărul 1 privind aprobarea concesionării imobilului teren rezervat pentru zona liberă Călăraș, aflat în domeniul public. 13 a devenit 1. 8 a devenit 2 și 20 a devenit 3. Facem ca atare, am reținut-o și să consemnează. Proiect de hotărâre numărul 1 pentru modificarea și completarea metodologiei cadru privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile din domeniul privat al județului Călăraș. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu. Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea metodologiei cadru privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a bunurilor a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2, privind aprobarea concesionării imobilului teren rezervat pentru zonă liberă Călăraș, aflat în domeniul public al județului Călăraș. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu. Se abține cineva? Nu. Deci, proiectul... Am înțeles. Dumneavoastră ați vrut să duceți metodologia înaintea vânzării, dar era bine 2 cum l-am pus eu. Am făcut ca dumneavoastră 1, nicio fel de problemă. Și urmează 3. Acum e proiectul 1
Deveni 2. Fostul proiect 1 acum. Da? E proiectul 2. Da, da, da. Acum este fostul proiect 1. Dar era bine 2 când l-am spus. Se abține cineva? Păi este vorba despre... Împotriva? Este vorba despre aprobarea concesionării imobilului teren rezervat pentru zone libere Călăraș și aflat în domeniul public al județului Călăraș. Fostul proiect de hotărâre numărul 1. Deci este proiect de hotărâre numărul 2. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Dar stați puțin, că nu, la dumneavoastră aici e organizare. Cine deci e împotrivă, cine e pentru? Cine este votul pentru și îmi permit să mă ridic pentru a număra? Cine este pentru? Grupul de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 voturi pentru, 16 voturi pentru, 16 voturi pentru, plus cine se abține? Da? Dintre dumneavoastră. Cine se abține? Abține. Împotrivă? Votul împotrivă, grupul de consilieri PSD plus domnul Stașe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da, e bine. Proiectul de hotărâre nu a îndeplinit condițiile legii 2, 3 și nu a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a imobilului fostul spital Gurbănești aflat în domeniul privat al județului. Da, așa a făcut 8-13 și 20 au trecut. Da, tot, da. 3 ore la înțeleg. N-am înțeles, 7-i matat, da, de ce proiectul 20, proiectul numărul 3. Pentru modificarea hotărârii numărul 63 privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP și stabilirea indemnizației acestora. Acest proiect de hotărâre a fost elaborat urmare a solicitării consilierilor județeni din ședința trecută, prin care s-a propus data trecută ca indemnizația membrilor ATOP să fie adusă la nivelul indemnizației consilierilor județeni, respectiv 10% din indemnizația președintelui. Am un amendament la acest proiect, vrem și completarea membrilor ATOP cu un nou consilier județean. Supuneți la vot. Hai să supunem la vot, în primul rând, amendamentul pe care dumneavoastră îl doriți și după aceea să aprobăm proiectul. Cine este pentru amendamentul domnului Chiriță? Pentru amendamentul domnului Chiriță, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voturi, 6, 9, 11, 13 voturi. Cine se abține? Împotriva? Niciun. Proiectul de vot, amendamentul la proiectul numărul 3 nu a fost aprobat. Trecut. Acum mai există, am văzut un amendament al domnului consilier județean Nedelcu Vasile. Vă mai susțineți amendamentul în comisie, domnule Nedelcu? Da, da. Da. Sunt două propuneri. Atunci, propunerea inițială, făcută în ședința trecută, era procentul de 10, nu de 15%, să fie un procent de 10%, ca și consilierul județean în funcție, să fie aceeași indemnizație. Domnule Delcu, vă rog frumos, susțineți-vă amendamentul și le vom face propunerea prin vot. Da, am susținut în comisia pe care am avut-o acum două zile, că să, procentul să fie de 5% din salariul președintelui. Motivația. Da, pentru că este justificată, având în vedere și procentul pe care le au consilierii județeni, 10%. Și la ATOP este suficient 5%. Da. Avem două propuneri. Propunerea inițială de 10% și o propunere prin amendament. Propunem amendamentul domnului Vasile Nedelcu. Cine este pentru amendamentul domnului Vasile Nedelcu? Cine este pentru? Un singur vot. Se abține cineva? Împotriva? Cu un singur vot pentru amendamentul privind acordarea indemnizației de 5%, nu a trecut.
Acum propun la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente respinse. Cine este pentru? O să fac, o să-mi permiteți. 10%, cu 10%. Deci, pentru 10%. Avem neparticipări la vot din partea domnului consilier Chiriță, domnul consilier Marin, domnul consilier Enciu, domnul consilier Rădulescu și domnul consilier Bănescu, nu iertați. În rest, cine este pentru? Cine este pentru? 10%. Se abține cineva? Împotrivă? În rest, împotrivă, domnule Nedelcu, da? Cu un singur vot împotrivă al domnului Nedelcu, proiectul de hotărâre numărul 3 privind modificarea hotărârii numărul 63 privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP și stabilirea indemnizației acestora pentru o indemnizație de 10% din indemnizația președintelui Consiliului Județean a fost aprobată. Proiectul de hotărâre numărul 4. Fost care proiect, domnule secretar? Fost 2. Fost 2. Privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a imobilului fost Spital Giurbănești, aflat în domeniul privat al județului Călăraș. După aprobarea acestui proiect de hotărâre, urmează să facem propuneri de consilieri județeni care urmează să facă parte din comisiile de vânzare și de contestații. Aici vă rog PSD-ului ca să, și PNL-ului să pregătim consilieri care să facă parte din comisie. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Votul pentru proiectul de hotărâre numărul 4 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a fostului Spital Giurbănești au fost 15 voturi pentru grupul 17. Respectiv grupul de consilieri al PNL și ALDE și împotrivă sau abțineri. Eu nu am ridicat mâna la PNL. No, 16. Încă o dată vă rog, cine îmi supune sau. Cine este pentru? 15 voturi pentru. State, o dai nu am o dai în piano. Nou, avem filmare, domnul președinte. Da, verificăm filmare. Da, cine este pentru? Se abține cineva? Pentru. Se abține? Nu, împotrivă? Împotrivă 13 voturi. În aceste condiții, proiectul de hotărâre numărul 4 privind aprobarea vânzării votului Bănești nu a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5, fost 3. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a imobilului fostul Spital TBC Dormărunt, aflat în domeniul privat al județului Călăraș. De asemenea, fac precizarea că în condiții în care acest proiect va fi aprobat, urmează să-l desemnăm membrii din rândul Consiliului Județean în comisie de vânzare și contestație. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? 15 voturi pentru. Cum votați? Nu am ridicat mâna. Și nu ridicați deloc? Păi, înaintați cu procedura de vot, a zis cine este pentru. A zis, pentru. A trecut pentru. Ce dracu suntem în... Pentru 15 voturi. Acum nu am votat. Cine se abține? Împotriva? 13 voturi împotrivă. În aceste condiții, respectiv grupul de consilieri ALDE și PSD împotrivă, grupul de consilieri PNL pentru. În aceste condiții, nefiind întrunit cuvorumul, numărul de voturi reprezent 2/3 din numărul consilierilor în funcție, proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului fostul Spital TPC nu a fost aprobat. De la PSD și de la ALDE, vă rog frumos să argumentați votul. De ce votul dumneavoastră a fost împotriva? Să păzim spațiile, cele două le păzim din 2010 până astăzi și continuăm să le păzim, fiind închise. Ce argumente aveți să respingeți? Da, argumentați votul. Cetățenii care sunt în sală, știința e publică, vrea să vadă de ce PSD-ul votează. Noi plătim 1,5 miliarde pe lună și nu putem să oferim drepturi salariale pentru că noi ducem banii în pază să păzim acele imobile și dumneavoastră PSD-ul și ALDE votați aceste proiecte de hotărâre împotriva dorinței pe care noi executiv vrem să le vindem, să nu le mai păzim. Cetățenii care au venit în sală au vrut să vadă de ce ați inițiat acele proiecte pe care le-ați scos de pe ordinea de zi.
Da, să spun ce l-a comentat dumneavoastră, ce se întâmplă acum. Dumneavoastră sunteți cel care ați respins proiectele de vânzare a celor imobile pe care Consiliul Județean le păzește de 8 ani de zile și le ține închise. Plătim câte 1,5 miliarde pe fiecare imobil și dumneavoastră acum respingeți vânzarea lor. Vreți să le ținem așa, să le mai păzim încă 2-3 ani? Hai, domnul Cheiță, că ați luat inițiativa. Spuneți ce argumente aveți. Și domnul State, Alde, ce argumente aveți de respingeți proiectele de hotărâre în care Consiliul Dețean vrea să reducă cheltuielile ca să poată să aibă la dispoziție mai mulți bani, iar dumneavoastră generați cheltuieli suplimentare Consiliului Dețean. Fără să aveți argumente și să faceți trimite la alte proiecte de hotărâre pe care le avem pe ordinea de zi. Unul de argumente ar fi că extrasul de carte funciară este din februarie și eu consider că trebuia un extras de carte funciară din luna aceasta ca să nu fie probleme. Eu știu, cu acea vânzare de 60 de hectare, dacă AMPA în aceste zile a venit cu... De ce confundați spitalele cu AMPA? Acum noi vorbim de argumentul... Ați respins proiectul de hotărâre cu cele două spitale, Gurbănești și Dor Mărunt, în care noi, Consiliul de Țară, le păzim de 10 ani. Aceeași treabă. E tot extrasul de carte funciară, mi se pare... Domnul director Olteanu, ce argumente aveți la ce spune domnul consilier Chiriță? Nu, deci cartea funciară este făcută... Deci înainte de a prelua noi direcția județeană de administrare, public și privat, aceste obiective... În administrare. Numai că noi am procedat la o reevaluare prin un raport de evaluare, tocmai ca să facilităm valorificarea lor. Deci mie mi se pare, în contextul în care metodologia de vânzare a acestor obiective a fost aprobată, când ajungem să definim plan de Bucărești și Dor Mărunt, nu aprobă. Atunci, vă mulțumim că vă gândiți să cheltuim cât mai mulți bani în defavoarea să rămână Consiliul Județean bani pentru salarii sau pentru voucherele de vacanță. Da? Mulțumim, domnule Chiriță. State, argumentează-ți vot. Hai să vedem că cetățenii așteaptă să vadă cum trebuie de vacanță. Aminte, am mai fost pe ordinea de zi și am avut aceeași poziție, domnul președinte. Da? Și acum argumentul dumneavoastră care? De ce ați votat împotriva? Din moment ce am, la momentul respectiv, când s-a făcut și motivarea, am avut aceeași poziție. Care poziție? Că nu știu. Cetățenii din sală nu știe ce poziție ați avut. Vă rog să o repetați. Se poate urmări președintele de Consiliu. Dar cetățenii din sală nu știe ce a spus dumneavoastră în ședința anterioară. Deci nu aveți argumente. Da, vă mulțumim. Continuăm ședința? Proiectul de hotărâre numărul 6 pentru completarea hotărârii numărul 39 din 1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călăraș. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Pentru completarea hotărârii 39 este vot. S-a propus modificarea de la capul locului, da? Este vorba despre însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călăraș, în sensul că acum s-a făcut o completare a acestui inventar cu spațiul, cu terenul, de substanția de oxigen care aparține spitalului. Nu s-a făcut în momentul în care în 2010 au trecut spitalele la Consiliul Județean, decât pentru imobil. Și acum, în baza respectivelor documente, pentru că atunci probabil a fost o omisiune, am trecut și terenul de substanția de oxigen în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului. Asta este. Vine ăsta în postul 8, care este postul 13. Nu ați primit bilețele. Și o să spun ce post. E postul, că noi nu mai avem aici apărut. Am ce o... De făcut o... Ce care e? Că vrem să completăm domeniul public al județului Călăraș. Și mai e unul în care scoate mai... solicită spitalul închirierea acestui mijloc. Următorul. Da. Delegăm pe amândouă ca să vedeți de ce. Și am să mă refer la următorul final. Păi trebuie să votăm peste. O secundă. Trebuie să le amutim și am invitat pe directorii. E directorul prezent, da? Va da argumentele pe care vreau să le veți solicita. În... materialul prezentat, motivări și rapoarte prezentate, rezultă că vrem să îl închiriem la solicitarea spitalului. Da? Da.
cu C1. Acolo e vorba despre un teren în suprafață de 1100 de metri pătrați, 1100 și ceva de metri pătrați, din care două clădiri, C1 și C2. C1, înțeleg, C1 se dorește scoaterea la închiriere. Aici nu există nicio, în materialele care susțin hotărârea, nu există nicio solicitare a unui cumpărător. Prima problemă. S-ar putea să dea lămuriri, domnule director, vă frumos, haideți să vă dea lămuriri pe fiecare... O secundă. Pe fiecare solicitare a dumneavoastră. Păi nu, dar vă dea pe prima solicitare. Domnule director, domnul consilier Vârtejanu a pus o întrebare. Aveți solicitare de închiriere a spațiului pe care noi acum dorim să preluăm și terenul? Da, avem o solicitare de aproximativ o lună de zile. Nu e depusă, da. În cazul... Nu e depusă. Este depusă în cazul statului. Atunci propun, pentru completarea proiectului de hotărâre, propun scoaterea de pe ordinea de zi și la ședința viitoare. Următorul să-l propunem. Trebuie să vă dau o argumentare mai vastă. Dar haideți să știm pe totul ăsta, pe ăsta de acum. Este doar libertate. Aici nu avem această treabă. Dânsul spune că are. La următorul proiect. Să o vedem. La proiectul următor, domnul Vârtejan, la proiectul următor a spus o întrebare, la proiectul următor, domnul director ne face propunerea de scoaterea de pe ordinea de zi, la ședința viitoare, domnul director trebuie să aducă solicitarea și să o depună dumneavoastră pe tablete, da? Ca proiectul trebuie să fie complet. Că doar l-am deranjat pe domnul director, de ce nu le scoate și pe C2? Și terenul aferent acestei incinte. Domnule director, dați răspunsuri de ce nu scoate și restul de suprafață? Spații total separate, unul de celălalt, în cadrul acelor 1100 de metri pătrați. Da. Unul dintre spații la această dată stau cei 5 patnici care văd de stația de oxigen, iar celălalt spațiu este nefolosit. Asta este și motiv. Mai mult decât atât, există un proiect. O secundă. Stația, la momentul ăsta, mai alimentează spitalul cu oxigen? Da, alimentează cu oxigen. Care din clădirile astea? C1 sau C2? Nu e nicio clădire alimentată. Stația este separată de aceste două stații. Deci cele două clădiri nu e pentru pasă. Exact. Una este pentru... Una este goală. De foarte mulți ani. Și se alimentează spitalul de... Recipientul de oxigen este în afară celor două spații. Dar e recipientul mare. Mare, deci direct din el se alimentează. Nu mai trebuie cu buterii, care este într-o poză acolo. Nu mai există asta. Da. Și atunci la a doua s-a transformat în camera asta pentru de pază. Deci să-i facem o gheretă, dacă tot e așa, să închiriem tot. Baza... Să scoate la aer. E 5 pași, e o treabă completă. 5 pași. Mi-a adus o destinație pentru această treabă. Haideți dacă faceți discuția, domnul consilier. Puneți întrebări, vă răspunde. Aici am început consilier. Haideți să facem o disciplină ca să putem să ne înțelegem, ca studenți și noi ce spune domnul director. Deci am înțeles un singur, sunt cele două spații care nu sunt astăzi ocupate de spital, sunt libere pentru că ele au decât o singură cameră ocupată pentru paznici, iar bazinul de stocare oxigen e separat de acela, individual. Deci sunt disponibile ca să le putem crea venituri pe amândouă. Asta atunci, haideți să aprobăm terenul care nu e astăzi, nu aparține domeniul public al județului, pentru clădirile sunt în proprietatea spitalului în carte funciară, dar nu avem teren. Să propun proiectul de hotărâre pentru aprobarea în inventarul public, al completarea domeniului public al județului Călăraș, prin preluarea acestui teren. Aparțin deja, dar acum doar aparține. Da. Da. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Cine este pentru? Da? Se abține cineva? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 6 privind completarea inventarului bunurilor care creează domeniul public al județului a fost aprobat. Da. Următorul proiect de hotărâre, domnule secretar, la propunerea domnului consilier Vârtejanu pentru completarea lui, propun scoaterea de pe ordinea de zi și în ședința viitoare facem completarea, nu numai să aduceți contractul existent, să faceți, după ședința viitoare, să faceți publicitate pentru a închiria toate spațiile care sunt disponibile și inclusiv terenul.
inclusiv terenul, da. Domnule director, ați luat cunoștință de solicitarea domnului consilier, dar propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu un antrenat de voturi, proiectul de hotărâre a fost scoțet pe ordinea de zi. Solicităm încă un minut ca să-mi facem numărătare aici. Da, cel puțin ar trebui să și citiți. Proiectul numărul următor e fost proiect, ca să-și noteze fiecare și să putem să... Că văd că există și întrerupere, că nu avem o logică în existența proiectului. Proiect de hotărâre numărul 7, fost 6. Proiect de hotărâre numărul 7 privind aprobarea solicitării de transmitere. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din domeniul public al comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local al comunei Șoldanu în domeniul public al județului Călăraș și administrarea Consiliului Județean Călăraș. Este actualmente 7, fost 6. Trecerea prin vad. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Păi nu avem PNL-ul cu ALDE pentru, da? Și acum se întâmplă cine se abține de la PSD? Cine se abține? Împotriva? Toți suntem pe Facebook, că n-am făcut podul acolo, spune că PSD-ul nu vrea să le facă pod. De ce profesor? Așa. De ce profesor? Uite, spune PSD-ul e împotriva la tot. PSD-ul nu vrea să facă nici pe județul Călăraș. PSD-ul, hai votați PSD-ul mâine și o să mai reușim să mai facem ceva pe județul Călăraș și o să păzim Consiliul Județean, ne luăm salariile, că sunt salarii mari. Așa, și indemnizații de consiliere și nu votăm. Cu 17 voturi pentru, neîntrunind majoritatea necesară de 2/3 din numărul consilierilor în funcție, cu votul împotrivă al consilierilor din grupul de consilieri ai PSD, proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din domeniul public al comunei Șoldanu în domeniul public al județului Călăraș nu a fost aprobat. Eu vreau ca și executiv să supun atenției dumneavoastră dorința noastră a Consiliului Județean de a-l prelua în patrimoniu Consiliului Județean să putem să-l reparăm, să facem funcțional acea trecere prin vad și în următoarea, să spunem, ședință de Consiliu doream să depunem un proiect de hotărâre pentru a construi un pod de inventar pe care Iptana ni l-a dat ca soluție tehnică viitoare, să putem să facem un pod la o distanță mai mare de 4 metri de la cota 0 a canalului, a trecerii prin vad, și acolo să putem să îl facem prin creditul pe care administrația națională de finanțe urma să ne aprobe cererea de finanțare pe un împrumut de 20 de ani. Dar dacă dumneavoastră nici în administrarea lui, argumentați, vă rog frumos, respingerea votului. Ce o fază de Vă mulțumesc, Alde, pentru că dumneavoastră faceți parte din zona Oltenița. Dacă dumneavoastră vă duceți în teritoriu și le spuneți oamenilor de acolo, am fost cu prefectul județului Călăraș, e o supărare, bine că dumneavoastră la pietre. Și dumneavoastră acolo respingeți proiectul de hotărâre în care Consiliul Județean să poată să intervină, să cheltuiască, că n-am avut hotărârea de comitet de situații de urgență să le reparăm podul, n-avea nici aprobarea dumneavoastră, prefectul e al dumneavoastră, încearcă să repare lucrurile, iar dumneavoastră le stricați. Dacă îmi permiteți o intervenție, pentru că toți suntem la capitolul ăsta, aș vrea, dacă toată inițiativa dumneavoastră ca parte executivă ține cont și de aspectele pe care, cel puțin în media, s-au vehiculat,
cu refacerea acestui canal în ansamblul său. Dacă acest lucru este fezabil, dacă aveți informații despre această problemă, pentru că în proiectul inițial avem podul mare pe care îl avem și atunci, după părerea mea, trebuie să nu mai facem o investiție inutilă dacă se demarează procedura privind reabilitarea canalului. Da, domnule consilier Șerban, domnule director Grama, vă rog frumos, ați fost la Iptana. Iptana v-a dat informații ce se va întâmpla și ce e acel pod de inventar pe care el l-a propus ca realizări pe care ei avem obligația să le facă până să finaliza podul cel care urma, cum spune domnul Șerban Jenel, fost prefect, acelui pod care făcea legătura pe drumul județean. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, având în vedere că discuțiile au avut loc doar cu Iptana, pentru că Iptana este partea Ministerului Transportului, iar avizarea se face de la Ministerul Transporturilor și nu de la Apele Române, pentru soluția pe care dumneavoastră o spuneți vis-a-vis de canalul existent la momentul ăsta. Deci noi mergem pe Iptana, soluția tehnică dată de Iptana, proiectarea făcută de Iptana, iar avizarea Ministerului Transporturilor. Nu de Apele Române, nu la nivelul... Dar fă completarea că Iptana e proiectantul general, și investiția, din punct de vedere al proiectantului general, va mai avea în ultimii 20 de ani sau în primii 10 ani de acum încolo să va continua canalul? Iptana v-a dat scris așa ceva? Deci Iptana, la discuția cu domnul Martin, cu care este director... Avem ne-a dat soluții să putem să facem funcțională zona. Pare că nu v-am adus, domnul Vărtejanul scris. Este de proiectări al Ministerului Transportului. De acord? Investiția este a Ministerului Transportului. Proiectantul canalului e Iptana. Proiectantul e Croidor care face proiectul. Dar nouă ne trebuie o aprobare a Ministerului Transportului vis-a-vis de această treabă. Să ne spună, domne, noi în următorii 10 ani Până la aprobare. Ascultați-mă, până la aprobare noi trebuie să facem funcțională trecerea prin vată. Astăzi. Deci, păi, să o reparăm pe asta, trebuie să o luăm în proprietatea Consiliului Județean, să o dăm în gestionarea drumurilor județene. Rugămintea, vă cer să reluăm acest vot. Domnul Marcel Nuțu a spus o pauză de câteva minute. Facem o pauză de câteva minute, vă rugăm peste 5 minute să reveniți în sală. Da? Și ne luăm votul pe această decizie. Domnule Marcel Nuțu, reluăm votul pe... Da? Atunci, vă rog cum o să reluăm votul. Urmare a solicitării grupului de consilieri al PSD Călăraș și după pauza de consultări, urmează a se relua votul la proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local al Comunei Șoldanu în domeniul public al județului Călăraș și administrarea Consiliului Județean Călăraș. Domnul consilier, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu abținerea domnului consilier Vărtejanu, proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea solicitării de trecere a trecerii prin Vadera Șoldanu a fost aprobat. Mulțumim pentru și o să care sunt din zona Olteniței. Și o să consemnăm că este primul vot acordat. Ești câștigătorul că tu ești din zona Olteniței și mulțumim PSD-ului pentru că... Atunci înseamnă că e bine pentru cetățenii care au acolo locuințele și scurtează 20 de kilometri, nu mai ocolesc. Proiect de hotărâre numărul 8, fost 7, pentru modificarea hotărârii numărul 47 privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Călăraș. Aici discuții, e vorba din imobilul din Poliu, de la Viziu. Care e obiectivul, domnule? Lecliu, domnul Popescu, e vorba de spațiu de la Lecliu, fost spațiu fitosanitar, dezinsecția de la Lecliu. Am avut o noi în primul raport cu 15 milioane, parcă mi-aduc, sau 10 milioane pe lună și a făcut dumneavoastră un amendament cu 3.000 de ron pe lună. Și s-a dus la licitație, a făcut procedurile și n-a venit nimeni la licitație. Și acum l-am propus din nou spre aprobarea dumneavoastră. Domnul Olteanu, da.
dați-ne și nouă acum explicații despre imobilul. E vorba de imobilul de la secție electric. Iar conform raportului de evaluare, suma era în jur 10.800 și ceva. Propunerea a fost de 30. Prin amendament în ședința de Consiliu Județean. 39.000 pe așa, deci s-a desfășurat etapa procedurală pentru licitație, nu a venit nimeni, drept pentru care am fundamentat o notă și am solicitat Consiliului Județean și aprobării dumneavoastră revenirea la suma din raportul de evaluare inițială de 10.800. Domnul Popescu, dumneavoastră ați fost cel care ați făcut amendament, mai faceți amendament? Nu? Rămânem la forma inițială, da? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 8 privind modificarea hotărârii 47 din 2018 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 9 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 6 din 2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17 milioane de lei. Da, aici, doamna Mureșan, vă rog frumos, e vorba de creditul pe care îl avem la CEC. Nu știu, da? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 9 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 10, fost 5. Proiect de numărul 10, privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unei părți din imobilul situat în municipiul Călăraș, strada Slobozii, numărul 16, județul Călăraș. Nu sunt discuții. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 10 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11. Pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 35 din 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 în exercițiul bugetar 2018. Avem un amendament aici. Pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 35 la capitolul 6602 Autorități Publice aliniatul 2 Investiții Noi la poziția a doua Modernizare, Reabilitare etaj 3 Corpa Spitalul Județean Călăraș baza pe T plus DE plus execuție lucrări inclusiv asistență tehnică, comisioane, taxe se propune modificarea denumirii poziției în modernizare, reabilitare, etaj 3, corp A, cu scările aferente, corp A, scara 1, etajele 2-4, scara 2, etajele parter plus 4, plus corp B, etajele 1-4, cu scara aferentă, corp B, etajele pe 4, Spitalul Județean Călăraș. Pentru că, dacă pentru demisol și parter, la scara 1 au fost reabilitate odată cu ambulatoriu. Parterul și demisolul din corpul A plus B vor fi abordate într-o etapă ulterioară. Deci reparăm scările, domnule. Și scările și etajul 3. Haideți să vă dau o completare. Faptul că la ora actuală spitalul a fost aprobat printr-un DALI complet, că va fi reabilitat complet, el a fost făcut pe etapă. Pe fiecare etapă a avut proiectare. Acum, la momentul ăsta, noi avem realizat etajul 4, etajul 2, etajul 1, nu avem parterul și etajul 3. Aici, împreună cu domnul director al spitalului și cu direcția tehnică, cu domnul Geană, am făcut o analiză și scările nu intrau în nicio variantă de reabilitare. S-a reabilitat etajele, dar scările nu au fost reabilitate și aici, pe lângă etajul 3, cu noua denumire proiectare, să putem să includem și scările să le reparăm până la parter. Printr-o fază de proiectare viitoare. Dacă sunt întrebări pentru domnul director Geană de la direcția tehnică sau pentru directorul spitalului? Nu sunt? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 11 a fost aprobat în varianta cu amendament. Proiect de hotărâre numărul 12, fostul 15, privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș,
Aici este un amend din partea domnului președinte și urmează să dau citire. Se majorează veniturile din subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea PNDL cu suma de 2000 de lei. Se majorează cheltuielile la capitolul 84.02 transporturi la secțiunea de dezvoltare cu suma de 2000 de lei pentru finanțarea lucrărilor de modernizare a DG401C în cadrul programului PNDL. Explicații poate să dea doamna director. Doamna director Mureșan, explicații ca să putem să suprăm la vot proiectul? Da. Anterior, pe programul PNDL, bugetul a fost suplimentat cu suma de 1.000.000 de lei. Între timp au început să curgă situațiile de lucrări, au fost depuse la Ministerul Dezvoltării și în același timp au început și alimentările. Acum avem alimentare de cont la o factură de 950.000, dar nu avem banii suficienți cuprinși în buget pentru a face de cont alea facturilor. Ca să nu mai depindem de aceste alimentări pentru că nu le cunoaștem termenul, vă propunem să suplimentăm un pic mai mult până la nivelul a 2.000.000 de lei, atât la partea de venituri și subvenții, cât și la partea de cheltuieli pe drumul DG401C. Da, e cel care e în construcție acum, da, dar urmează și celelalte contractat, urmează și celelalte după semnarea contractului patru drumuri județene. Ministerul le cuprinde și pe acelea. Cine este pentru? Mai, da, pentru acest amendament? Spățându-se după ordinea de zi cele trei proiecte de hotărâre privind asocierea cu cele trei asociații... N-are legătură cu asta. Păi are, pentru că e rectificarea domnului. Da? Sursa rămâne inițială, da? Păi din fondul de rulment, nu? Nu e din fondul de rulment, tăiam de la niște bunuri și servicii și... Sursa rămâne... De unde vine sursa, doamnă? Deci sursa a fost din eliminarea voucherelor de vacanță la toate capitolele și suplimentarea salariilor plus activitățile sportive. Da. Dacă se elimină activitățile sportive, suma rămâne în principal la direcția de asistență, de acolo de unde a fost suma mai mare tăiată. Da. La bine. La 150.000. Da, da. Cine este pentru acest amendament? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, amendamentul propus a fost aprobat. Da. Cine este cu amendamentul propus pentru proiectul de hotărâre? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 12 referitor la rectificarea bugetului pentru județ Călăraș a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 13, fost 16. Cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții modernizare drumul pentru acces la complex rezidențial de locuințe Frumoșan Rezidențial Park, faza proiect tehnic de execuție, este vorba despre documentația propusă de DB la Agro, cu care vreau să doar să fiți de acord, pentru că respectă parametrii pentru un drum județean. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 13 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 14, fost 17. 14, privind acordarea unui mandat special domnului Fulga Marius Eugen în vederea exercitării atribuțiunilor județului Călăraș în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris. Nu sunt amendamente. Discuții. Cine este pentru? Se abține cineva împotriva? Cu o neparticipare la vota domnului Marin, cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 14 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 15, fost 18. 15. Pentru modificarea hotărârii numărul 110 din 2018, privind aprobarea participării județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș la implementarea proiectului Mediul Real, interactiv și virtual pentru muzeele din zona transfrontalieră română-bulgară a Dunării de Jos, în cadrul programului Interreg VA România-Bulgaria. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 15 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 16, fost 19. 16. Privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrării obiectiv de investiții dezvoltare turistică a brațului Borcea Călăraș, port turistic de agrement. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 16 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 17, fost 21.
privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 17 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 18 a fost 22. Privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Societății Drumuri și Poduri S.A. Călăraș. Nu sunt... Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu neparticipare la votat domnului Gărtejanu. Proiectul de hotărâre numărul, numărul 18. Nu sunteți în comisia care a propus la vot. Și sunt incompatibil? Aș prefera să, să nu fie discuții. Interese, că am aprobat, eu îți dau vot. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 18 a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 19 privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călăraș este fostul 23. Cine este pentru? Există. Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 19 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 20 pentru modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samaria în Călăraș este fostul proiect 24. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 20 pentru modificarea statului de funcție al Spitalului Județean de Urgență Călăraș a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 21 pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 21 referitor la modificarea și completarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului de Pneumoftiziologie a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 22 fost 26. Pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Săpunar. Este un amendament. Este un amendament, da. Doamna președinte, permiteți-mi să dau citire unui amendament. La solicitarea Spitalului de Psihiatrie. Din acreditare Spitalul de Psihiatrie și are nevoie de o completare pentru a putea să își depună dosarul de acreditare. Va fi o modificare a punctului 10 din ROF. Deci, punctul 10 din ROF va avea următorul conținut. Angajamentul față de spital. Toți salariații vor milita pentru implementarea unui sistem integrat al managementului calității, din care să asigure 1. Protejarea și păstrarea profesioniștilor. Stabilirea obiectivelor calității susceptibile de a mobiliza și de a concentra energiile întregului personal al spitalului. Reducerea costurilor prin abordarea tridimensională, medical, economic, informațional. Salariații respectă politica, principiile și prezentul ROF. Salariații participă la îmbunătățirea politicilor și activității spitalului. Vă mulțumesc! Da, domnul consilier Brătejan. Și aici. Legat de treaba asta, a spus articolul 10. Da. Ne rog. Că se completează, se... Aveau măsură cuprinsă. Așa, da. 10, da? Dar nu știm în ce costă. De asta că n-a citit. Păi nu, cel vechi, cel vechi. Cel vechi, cel vechi. Că acum nu umblăm de la, la 10 din cel vechi. De la Săpunare prezent cineva aici? La comisie. Este într-o chestie de hotărâre. Deci, la cel vechi, la cel vechi care îl aveți dumneavoastră pe casetă, pe tabletă, domnul Răgeanu, există fără cele două bolunte. Iar între 27 și 30, comisia de la ANSC, astăzi fac închiderea, este la verificul 2 de acreditare, la Spitalul de Psihiatrie. Și acestea trei, comisia au vrut, pentru a le da punctajul necesar, să bage inclusiv aceste trei. Iar fiind, pentru asta s-au făcut în modul, pentru asta cele două există. Da? Să nu fiți, că da. Alte... El a trecut și pe Consiliul de Administrație al Spitalului? Păi dacă l-a înaintat, da. Este la adresa spitalului. Poate să-ți spune să spună. Da. Da. Către da. Consiliul Județean. Dar sunt la adresa spitalului, nu reprezintă Consiliul de Administrație. Este aici reprezentat. Am luat la cunoștință toate acestea încă din prima zi și pe tot parcursul procesului de reacreditare. Deci am fost acolo. Da. Bine. Cine este pentru?
Se abține cineva împotrivă? Amendamentul a fost aprobat. Supunem la vot. Da, cu amendamentul propus, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 22 pentru modificarea și completarea ROF de la psihiatrie a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 23 pentru modificarea hotărârii 67 privind constituirea Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți. S-au făcut discuții în comisii și propunerea este un medic de familie, doamna doctor Staraș Ana. O să vă rog să fiți de acord să procedăm la vot secret după discutarea și a următorului proiect de pe ordinea de zi. Da, mi-a fost urmează, da? Dacă sunt alte propuneri? De medici, de familie sau medici de întreprindere sau medici de medicină generală. Nu sunt? Dumnealor, consiliul zi trebuie să fie de acord sau nu cu propunerea DSP-ului. Aceasta este propunerea făcută de DSP. Proiect și urmează să supunem la vot prin vot secret imediat. Proiect de hotărâre numărul 24 pentru modificarea hotărârii numărul 222 din 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călăraș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș, urmează să vină propuneri din... Îl propun pe domnul Marcel Nuț. Da? La solicitarea grupului PSD, Marcel Nuț. Mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Nu. Urmează să completați buletinul de vot. Vom avea acum, vă rog frumos, secretariatul tehnic, pregătiți buletine de vot și coborâți la... Deci la diverse avem câteva informări la diverse. Domnule director al spitalului, domnule director al spitalului Valentin Emanuel, vă rog să veniți în față la prezidiu. Vă rugăm să ne faceți în ultima ședință. A fost o solicitare din partea consilierului Fețel să ne faceți o informare ce înseamnă astăzi cheltuielile spitalului să vă asigurați, să vă preparați hrană sau să putem să o dăm în externalizare prin a asigura catering-ul dacă e posibil și informarea pe care dumneavoastră trebuie să o faceți Consiliului Județean. Frumos! Bună ziua! La solicitarea domnului consilier județean Nedelcu Vasile am făcut o analiză, o fundamentare referitor la externalizarea blocului alimentar, pentru că asta mi s-a cerut. Și vă spune că analiza asta este cumva compusă cam din 4 pagini. Dacă vreți să o sintetizez, nu știu cât de mult am putea să o înțelegem toți. Deci că ar trebui să o faceți interactivă, dacă sunt și întrebări din cadrul Consiliului de Țin. Analiza făcută de dumneavoastră acum, câte rețete faceți dumneavoastră? Viabilă sau da? Nu, da. Câte rețete faceți dumneavoastră? Ce ar însemna să externalizăm, să spunem, blocul alimentar? Aș putea să încep cu costurile, după care să vă spun mai departe despre rețetele pe care le facem lunar. În cadrul blocului alimentar sunt 8 bucătărese. Avem o cheltuială de 27.500 de lei. Cheltuiele 27.000 cu salariile. Cu salariile, pe cele 8 bucătărese. Costurile unității de bucătărie, începând cu cele de utilități, gaz, lumină, bani, apă, service, ajungem undeva la un cost lunar de 13.255. Eu am și o analiză făcută pe ultimele 6 luni. Mergem mai departe discutând de cam câți pacienți au fost în cele 6 luni în cadrul spitalului și au beneficiat de mese, vorbind de un 8.043 de pacienți din cele 6 luni, iar un mediu lunar ar fi de 1.340 de pacienți, din care, pe lângă acest pacient, mai sunt și medici de cază în cadrul lunii, ajungem la 1.681 de meniuri care se realizează în cadrul unei luni. Ele sunt diversificate, vorbim aici de diferite regimuri de alimentare, în funcție de
patologia fiecărui pacient. Hrana este preparată respectând nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile corective, privind hotărârea Guvernului 665 din 2016. Aici avem niște costuri prevăzute pe fiecare patologie. Începem de la costuri de 16 lei la bolnavii de TBC, HIV, SIDA, până la costuri de 7 lei pentru însoțitori ai bolnavilor internați sau costuri pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, 10 lei și așa. Domnul director, da. Cât ar veni pe zi per pacient? Ca să putem să ne facem o medie per zi per pacient, dacă aveți... Conform legii, n-are, pe pacient are o normă fixă de hrană cu o pe vorbim de... Da, vreau să vină doamna doctor, pentru că dânsa este medicul nostru, nutriționist. Da? Vorbim oricum... Doamna director, cât este pe pacient pe zi? Da, vorbim de costul de preparare. Da. 0,79 de lei pe zi pentru pacient. Costul de preparare. La această dată. Clar că e mai bine cu... Adică 80 de bani cu costul de preparare. La această dată. Bucătăria spitalului de... Costul de preparare plus costul alimentelor. Costul alimentelor este prevăzut prin hotărârea asta de guvern, care trebuie să fie undeva de 122.000 de lei. Aici ne încadrăm la an, nu trebuie să depășim această sumă. Și ne încadrăm pe un număr de porții lunare. Doamna doctor, domnule director, ca să poată să înțeleagă toți care sunt prezenți, a spus așa, un număr mediu de internări pe lună, cu costurile totale pe lună, nu trebuie să le depășiți. Adică înseamnă hotărârea de guvern în care v-a dat alocația de hrană pentru bolnav, da? Și nu o depășiți. Dar dumneavoastră, prin alocația de hrană dată de guvern, asigurați meniuri cu caloriile pe care sunt prevăzute de lege. Consilierea asta vor să audă, pentru că aici aprobă dezvoltarea spitalului și funcționarea spitalului. Meniurile sunt cele acreditate la acreditarea spitalului, inclusiv procedura de calcul al numărului de kilocalorii per porție și repartiția nutrienții este cea stabilită la acreditare. Se respectă atât numărul de kilocalorii, cât și repartiția de nutrienți. Preparăm zilnic 16 tipuri de meniuri, da, pentru pacienți și am avut, cum a zis domnul manager, am avut 10.849 de meniuri pentru pacienți plus 341 de meniuri pentru medicul de gardă, pe care noi le asigurăm un cost de producție de 0,79 de lei per pacient pe zi. Și prin externalizare, noi am rămâne cu costuri restante de 0,48 de lei pe zi, deoarece nu putem externaliza bucătăria dietetică pentru copilul de 0-3 ani, biberoneria, care prin legislația actuală trebuie să rămână la nivelul spitalului. Și deci, la această sumă de 0,48 de lei pe zi per pacient, am adăugat costurile pe care mi le-ar impune prestatorul de serviciu, plus integral norma de hrană. Deci, și ca și diferență față de momentul actual, dacă noi am externalizat, ar trebui să achităm lunar această factură, cuprinsă între prețul restant, prețul impus de prestator și norma de hrană, la 30 de zile de la emiterea facturii, iar noi, la momentul aflat, prin achiziție de alimente, plătim la 60 de zile facturile. Deci avem și o facilitate de plată. Da, la fi un efort suplimentar și financiar și tot rămânem cu bucătăria copiilor. Aș dori să vă spun că pe momentul în care am externalizat acest serviciu, intervine plata TVA-ului. La această dată nu există această sumă în plus. Ca atare, s-ar mări costurile automat și nu s-a respectat ordinul Ministerului Sănătății privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale. Pentru că ar trebui, respectându-se acest ordin, să scădem costurile cu 15%, nu să le majorăm. În sală avem și sindicatul, domnul Robescu. Un punct de vedere și al sindicatului Sanitas. Vă rugăm dacă se poate.
puteți să coborâți la prezidiu sau vorbiți de acolo? Vorbesc de aici, vorbesc de scoletare, sper să fie auzit. Bucătăria spitalului poate deveni performantă în condiția în care se vor asigura utilaje care să pregătească hrana. La modul în care este făcută bucătăria acum, costurile sunt mari. Pe de altă parte, nu avem o piață concurențială serioasă care să pună spitalul județean în situația să aleagă cea mai bună ofertă. Probabil că în următorii ani, când piața se va dezvolta și prestatorii de asemenea servicii o să se înmulțească, atunci există și această posibilitate de a externaliza acest Noi considerăm că în acest moment nu o să punem în discuție, cel puțin din punctul nostru de vedere. Externalizarea? Nu o să punem în discuție externalizarea. Da, bine. Mulțumim de punctul dumneavoastră de vedere. Punctul de vedere, dacă vreți, al partidelor PSD, domnul Nedelcu o să spună pe cel al PNL-ului. La PSD, un punct de vedere nu aveți, nu? PNL-ul, domnul Nedelcu, vă susțineți un punct de vedere? Da, adică în comisie am ascultat aceeași, nu știu, discuție pe care am, și astăzi, mi-au prezentat-o cei de la spital. Problema este că majoritatea spitalelor din țară au externalizat acest serviciu după aceea. Mi-au prezentat un preț pe costul, pe meniu și pe zi. Ce ar fi dacă am externalizat și ce este dacă... A fost explicația dată de doamna doctor. Nu. Explicația dată de doamna doctor și de domnul Melier că nu depășesc hotărârea de guvern 665, adică 16 lei pe zi la TBC, 7 lei la însuțitor și așa mai departe. Deci asta e explicația, dar explicația tehnică făcută, cât costă un meniu pe zi, pe regimurile care le au 15 regimuri sau cât 16 au pe zi, 16, așa. Deci asta era. Dom'le, ne costă 10 lei în momentul de față și dacă cumva externalizăm, ne costă 15 lei. Asta era aici. Da, vă răspund la orice întrebare doriți dumneavoastră, sunt prezenți aici, da. Să vă răspund la orice întrebare dacă doriți. Ei... Costul... Doamna doctor, dați-i răspuns. Păi n-au zis că din costul e în contra de guvern. Da. Păi nu depășește. Dacă face externalizarea... Îl ar depăși? Îl depășește. TVA-ul depășește. TVA-ul care vine în plus. Dacă dumnealor au ajuns la concluzie, așa cum a spus și domnul lider de sindicat, că, într-adevăr, în momentul de față, nu se impune externalizarea acestui serviciu, mergeți pe acest... De acord și PNL-ul cu acest punct de vedere, da? Domnul Bărânier, mă uitam pe internet, mulți manageri la ora actuală încearcă să internalizeze acest serviciu și nu mai o pot face. Pentru că există probleme la nivel național pe spitale care au externalizat acest serviciu nerentabil. Eu ce aș avea de adăugat, faptul că, într-adevăr, ce spunea și domnul lider de sindicat, acolo trebuie să făcute niște investiții. Ele au fost făcute anii anteriori, nu știu ce, mă rog, văruială ce s-a mai făcut acolo. Problema este că trebuie totuși modificat și fluxul, trebuie modificate și utilajele, ce mai sunt acolo de făcut, pentru că, până la urmă, bolnavii trebuie să consume o hrană sigură, igienică și, bineînțeles, de calitate, să se conformeze acelei hotărâri de guvern legat de numărul de calorii și celelalte aspecte privind porția pe fiecare bolnav în parte. Aici ce v-aș ruga pe toată lumea, pe toți consilierii, dacă ne puteți sprijini să putem moderniza cât de cât hotăria, pentru că, într-adevăr, folosind o zilnic, în două schimburi, efectiv, ajunge la un anumit grad de uzură foarte rapid. Da, dar acolo eu am observat că nu s-au făcut de foarte mulți ani, nu știu, ea a fost închisă prin 2014, de câte mi-am aduc aminte, și și-a reluat activitatea după vreo lună de zile pentru că nu avea altă soluție de administrat hrana bolnavă. Și de atunci nu s-a mai făcut mai nimic. Problema este că cel care eu știu, urmărește activitatea acestui bloc alimentar, într-adevăr trebuie să respecte normele, mă rog, de igienă care sunt impuse de legislație. Legat de trasabilitate, legat de alte aspecte. Am văzut acolo, de exemplu, carne care se dezgheață și se reîngheață, adică se dezgheață și se congelează sau recongelează. De asemenea, la spital nu este interzisă administrarea
cărnii congelate, nu ai carne refrigerată, nu ai carne proaspătă, pentru că până la urmă trebuie să menținem numărul de calorii care sunt alocate fiecărei porții sau fiecărui bolnav în parte. Deci aici a fost, într-adevăr, domnul manager vine data viitoare cu un proiect sau cu un plan de reabilitare acestei sau modernizarea acestui bloc alimentar, pentru că nu e vorba numai de bucătărie, e vorba de tot ce înseamnă depozitare, anexe și așa mai departe. Și, bineînțeles, vine cu un proiect care nu neapărat trebuie să coste nu știu cât, dar care trebuie, într-adevăr... Domnule consilier, la vizita inopinantă pe care ne-ați făcut-o în urmă cu 3 săptămâni, o lună de zile, printre altele v-ați asuma cumva în cadrul conducerii noastre că ne sprijiniți într-un proiect de modernizare. Da, exact ce am spus mai înainte. După care v-ați retras, mă gândesc, acest aspect. Nu, am zis că să le prezentați un punct de vedere legat de această externalizare, pentru ca să nu vă mai, pentru că dacă costurile sunt mai mari pentru modernizare, să știu ce înseamnă modernizare pentru dumneavoastră acolo, atunci, bineînțeles, poate era mai avantajoasă această externalizare a serviciului de bucătărie. Haideți să ne gândim și la un aspect negativ. Dacă cumva firma care va câștiga, să zicem, licitația, se va supăra pe spital că nu a putut plăti în termenul aferent de 30 de zile, și nu va veni în o singură zi. Nu este o explicație, domnul. Nu este o explicație. De asta aveți bani alocați pentru această activitate și, bineînțeles, trebuie să plătiți în termenul care este stabilit. Că explicația că ei vă mai cer. Direct pe bucătărie, vă rog mult de tot, dacă mai discutăm ce înseamnă asigurarea hranei pentru spital, pentru bolnavii din spital. Dacă mai sunt discuții. Ne-am dus în alte discuții. Al dentist, după aceea domnul Vârtejan. Domnul consilier de țeam, Șerban Jenel. Da, domnule președinte și distinsele domnule director, am luat parte de ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Eu vin cu un singur amendament în dorința noastră de a sprijini modernizarea blocului alimentar în ideea faptului de a îmbunătăți sau aduce la nivelul cât se poate de bun hrana respectivă către bolnav. Pentru că asta este lucrul cel mai important. În afară de dotare, în afară de curățenie, trebuie să existe și normele să fie respectate. Deci normele de hrană, într-adevăr, să fie respectate, să nu apară diferențe, că știm că se pot întâmpla elemente de genul acesta, nu numai în spital, sigur, și în alte zone, dar chiar dacă o bucătărie proprie, să respecte toate aceste aspecte. Scriem de a vă ajuta în contextul. Domnul Stade, după domnul Vârtejanu, s-a scris domnul Vârtejanu. Vă rog frumos, domnul Vârtejanu. Mai mă rugăminte de la conducerea spitalului, domnul director, domnul director medical, să facă repede această treabă de necesar de utilaje. În același timp, aș dori să, fiindcă s-a pus o discuție această treabă de externalizare, și din ce a spus domnul Medel, că am înțeles că am fost între ultimii așa care n-am făcut treaba asta, să știm o situație exactă la nivel de țară, la spitalele de urgență, câte sunt până acum externalizate cantinele astea și câte nu. Să vedem unde le aflăm noi acum în oceanul ăsta. Direcția de dezvoltare, vă rog mult de tot, preluați subiectul domnului consilier Ștețean. Și odată cu necesarul să ne dea și treaba. Vârtejanu și să încercați să verificați prin direcția de dezvoltare câte spitale mai au astăzi grupul alimentar, cum se numește grupul alimentar în cadrul spitalului, bloc alimentar. Deci nu mai o precizare. Aici, în Călăraș, noi avem spitalul de TBC, care are această activitate externalizată. Și domnul director Dumitrescu, data trecută sau când a fost aici, a zis că este foarte mulțumit de activitatea aceasta. De aici s-a pornit. Nu confundați o secție mică cu spitalul. Păi mică, spitalul. TBC-ul are o altă alocare financiară mai mare și poate să-și permită să poată să susțină catering-ul. Deci nu, sunt la două lucruri diferite, nu vom bagă contagioșii cu spitalul județean. Spitalele județene, care mai au astăzi blocuri alimentare. Trebuie să vă spun că TBC-ul are un singur meniu, iar noi avem 16... Am deviat la subiect. Domnul State, pe subiectul blocul alimentar, sau catering la spital? Nu, toți suntem la puncte diverse. Vă rog să-mi permiteți să... O altă întrebare? Nu.
4-5, dacă îi completez după, că sunt în diverse. Nu, da, dacă discutăm de spital, după care la alt subiect o să vină și sportul, putem să completăm cu alte subiecte pe care vreau să le aduceți în opinia publică. Da, să ne apuc de prezența domnului manager în fața noastră și de-aia am pus. Da, vă spuneți orice întrebare, da. Vreau să-i mulțumesc în nume personal, am apelat la dumneavoastră cu o problemă, chiar vreau să-i mulțumesc, a fost un om deosebit și vreau să fac o recomandare la partea de triaj, dacă nu vreau să fiu înțeles greșit. Mi s-a părut un pic cam sufocată în ziua respectivă persoana de acolo, dacă ați avea abilitatea să urmăriți un pic, poate... La triaj fiind la urgență? La triaj la urgență, da. Da, ca recomandare de la Consiliul Județean State, Spitalul, doamna director medical? Și n-am putea să o rezolvăm prin o alocare, prin o modernizare. Asta anume când avem medici la urgență. Acum o să scoatem. Da? Posturile le scoatem la concurs. Domnul Robescu, vă dau cuvântul, dar vreau să vin să fac și o... ca să aduc în cunoștința consilierilor de țent că ați făcut câteva lucruri pe care... Și Consiliul de Țeni sunt de acord, domnul Vârtejanu chiar a subliniat dotarea blocului alimentar cu ce e nevoie, cu utilaje, pe acest subiect pe care dumneavoastră l-a spus, reducerea costurilor prin modernizarea blocului alimentar. Și a spus că e mult mai, soluția cea mai bună să rămână blocul alimentar în cadrul spitalului. Am luat de la domnul manager și am ascultat un lucru. Și medicii din Spitalul Călăraș, în aceeași anvelopă pe care puterea de guvern a dat-o pentru norma de hrană, servesc masa la spital. Înseamnă că un lucru bun pe care conducerea... Cred că medicii de gardă, cred că toți care doresc să servească masa la spital, dar asta e un lucru bun pentru spitalul județean, care reușește aceste lucruri pentru medicii de la Călăraș. Da, mulțumim pentru că ne-ați făcut recomandarea, noi am preluat-o, sindicatul își dorește, Consiliul Județean se va... supune decizii de a putea să modernizăm blocul alimentar. Pentru că s-a deschis discuția despre UPU ca un salariat al acestui serviciu pot permite să fac următoarea recomandare pe care am mai făcut-o de-a lungul anilor, dar din diferite motive nu s-a dus la definire. În spitalele județene, unitatea de primire a urgențelor este completată de unități de gardă sau de camere de gardă pentru urgențe minore. În condiția în care ar exista asemenea cameră de gardă, care ar rezolva multe din acele probleme cu care se confruntă UPU, vorbesc aici de oameni care din diferite motive să prezinte la UPU, fără a fi urgență majoră, aceste lucruri ar putea fi rezolvate de această cameră de gardă în care să poată să lucreze un medic de specialitate, chiar și un medic de familie. Centrele de permanență care s-au făcut, din păcate există un centru de permanență care este ineficient. Cel puțin în Călăraș. Deci asta ar fi, poate, în viitor, o cameră de gardă lângă unitate de privire a urgențelor care să rezolve urgențele din oră. Cred că doamna director medical poate să vină, sau domnul manager, la solicitație. Deci tot... Deci se face un triaj și deci toate urgențele pe 112 au același tratament, nu le puteți face urgențe minore? Nu. Să puteți să le dați urgențe minore, urgențe majore, camere separate sau de așteptare separate? La această dată am 6 medici pe unitate de 50 și... Păi cred că ar trebui comisia... Nu, mai avem aici. Mulțumesc spitalul, mulțumesc doamna director, mulțumesc doamna doctor. Acum o scurtă prezentare. S-a prezentat pentru că în comisie a fost discuția ce se întâmplă cu juniorii de la cluburile de fotbal pe care Consiliul Județean vine în finanțarea acestor cluburi de fotbal.
De aceea, ca să putem să avem o radiografie completă, aici e vorba de președintele clubului, domnul Florin Brișan. Aș vrea să ne faceți o scurtă radiografie, echipa în Divizia Națională, suntem și cu stadionul acreditat. Ce înseamnă bilete, ce înseamnă televiziune, ce înseamnă astăzi Dunărea Călăraș pentru Consiliul Județean care a susținut echipa de fotbal Călăraș. Doresc să vă mulțumesc și eu, în nume personal și în numele clubului, pentru susținere, atât în ceea ce privește susținerea financiară a echipei de fotbal, cât și mai ales în această vară pentru lucrurile efectuate de către Consiliul Județean la Stadionul Municipal Iucum și pentru acreditarea acesteia pentru Liga 1. Care sunt, câți juniori aveți astăzi și dacă se pot pune întrebări de către consilieri județeni care au solicitat acest lucru, câți juniori astăzi din banii pe care Consiliul Județean îi alocă sportului sunt la Dunărea Călăraș? Deci în ultimul an de activitate noi am avut 5 grupe de copii și juniori. O parte destul de însemnată din ei nu erau călărășeni. S-a decis renunțarea la contractele cu acești juniori pentru că, sincer, nu reprezentau acest oraș și acest județ. În momentul ăsta sunt înființate 7 grupe de copii, cu număr de 7 antrenori și 2 preparatori. Deci 7 echipe de juniori? Câte, care e componența unei echipe de juniori? Total număr de copii ai municipiului și ai județului Călăraș? Acum sunt toți călărășii, nu avem niciun număr. Și câți sunt total astăzi? Sunt, în momentul ăsta legitimat, sunt 140 de copii. Deci avem 140 de copii finanțați din banii Consiliului Județean la echipele de juniori cele 7. Copii și juniori. Da, copii și juniori, da. Cât joacă la Dunărea Călăraș și în echipă din Călăraș? În momentul ăsta joacă doar un singur jucător, format la Călăraș, din păcate este proprietatea, este sub contract cu Steaua București, el este doar promovat pentru anul acesta. Sperăm că de anul viitor să putem promova din doi jucători în lotul echipei mari. Din juniorii. Întrebări pentru domnul președinte? Dacă nu se mai pune câteva întrebări, care e cofinanțarea devenită de la televiziuni, de la Liga Profesională de Fotbal și care e biletele, deci, sponsor, prezintă-ne și o situație la ora actuală. Finanțarea era pregătit doar pentru junior, dar nu e nicio problemă. Finanțarea pentru 2018 din partea Consiliului Județean a fost în valoare de 2.500.000 de lei până la zi. Acum, partea de sponsorizare venită în bugetul clubului în prima perioadă a anului, deci la Liga a doua, a fost destul de mic, în jur de 20.000 de lei numerar și restul în natură. Începând cu accederea în Liga 1, doar din drepturile TV s-au încasat aproape 2 milioane de lei, deci 20 de miliarde de lei vechi. Pentru primele 3 meciuri din bilete și abonamente s-au obținut un venit de 300.000 de lei. Din sponsorizări, și aici mă refer la sponsorizări în bani, 70.000 de lei. Săptămâna trecută am semnat un contract de publicitate în valoare de 120.000 de euro plus TVA, cu o casă de pariu, cu Fortuna, și mai am încă un contract de publicitate semnat cu o firmă cu panotaj LED, care asigură pentru unele meciuri de acasă, valoare de 18.000 de euro plus TVA. Toate aceste venituri proprii ale clubului, împreună cu ce discuții mai am până la finalul anului, sper să ducă undeva la 60-65% din bugetul total al clubului să fie contribuție proprie a clubului, să nu mai apelăm la Consiliul Județean sau Primăria Călăraș. Felicitări atât. Eu un lucru foarte bun. Ceea ce vreau să vă asigur e că dacă nu reușeam să accedem la Liga 1, toți acești bani nu veneau. Eu cred că ar trebui aici să mulțumești consilierul județean că pentru să putem să acredităm stadionul au venit ședințe extraordinare, s-au terminat de foarte prima dată.
lor se datorează că am ajuns în divizia națională. Da. Și eu se datorează. De aia v-am și mulțumit. Și ce vroiam să vă asigur de bună noastră credință. Noi vrem să facem performanță, să creștem vizibilitatea județului, deoarece că se aude, se aude de declarare și acum. Dacă ne uităm pe clasament, suntem în primul de 6 echipe, suntem alături de echipe cu tradiții și echipe mari, cu bugete mult mai mari decât al nostru. Și probabil în acest an nu se va mai solicita sprijinul pentru completarea bugetului. Da, suntem lângă voi. Deci nu cred că la momentul ăsta ar fi o problemă să nu putem să sprijinim, să spunem în continuare, echipa de fotbal care le reprezintă divizia națională. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc, domnule președinte, și sper să nu retrogradăm. Nu? Deja startul este foarte bun, nu avem cum să retrogradăm. Da, bine, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați venit și ați dat lămurile pe care le-au făcut consilieri de țin. Avem de votat cele două soluții. Procedura de vot. Statului votului pentru desemnarea unui membru în Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți. În urma votului secret, am constatat că doamna Staraș a obținut 27 de voturi pentru, 0 voturi contra, dintr-un total de 27 de consilieri care sunt prezenți la vot. Proces verbal de consemnare a rezultatului votului pentru alegerea reprezentantului Consiliului Județean Călăraș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate. În urma votului secret am constatat că domnul Nuțu Marcel a obținut 27 de voturi pentru, 0 voturi contra, dintr-un total de 27 de voturi valabile exprimate. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte, al Comisiei de Validare. Înainte să declar ședința închisă, domnule consilier, Filiță? Aș avea două propuneri pentru ca să fie un cadru cât mai valabil acum în ședință. Pentru următoarea ședință de Consiliu, noi am primit de la Uniunea Județeană Sanitas un memoriu, să-i spun așa, că acești oameni nu și-au primit voucherele de vacanță. Aș vrea să fie unul din proiectele de hotărâre pe următoarea ședință și al doilea, ca să tot nu, lăsați puțin, hai să rămân la primul proiect. Dați-ne și soluția, domnule Solomban. Dacă veniți să spuneți că avem dorința, eu am dorința, nu să le dau tichete de vacanță, să pot să îi trimit în țări străine să poată să-și facă vacanța, dacă pot să le dau de Dumnezeu ce ori mai mult. Dacă nu venim cu soluții, vă rog frumos, ați propus un lucru. Haideți, facem o comisie de lucru și dăm informații. Avem un departament financiar contabil care poate să ne ajute la treaba asta. Da, stați puțin, haideți să nu facem decât promisiuni, pentru că promisiunile trebuie și onorate, să vedem de unde găsim sursa financiară să onorăm aceste etichete de vacanță. Și sunt de acord cu dumneavoastră să le acordăm. Nu am nicio problemă, dar uite, vă propun ca dumneavoastră, împreună cu Direcția Economică, să găsiți o soluție, să unde găsim surse de finanțare pentru a putea să susținem, rețineți, când discutăm de ordinator principal de credite, trebuie să le susținem pe toate. Nu putem să dăm la o direcție sau să nu dăm la toți. Dar trebuie să dăm la toată. Spitalul și-a luat voucherele de vacanță, nu? Spitalul de urgență. Deci, la momentul ăsta, după câte știu eu, e cel care și-a luat aceste vouchere de vacanță. Doamna Mărșan, s-au luat, da? Dar ei au cumpărat vouchere din veniturile proprii ale spitalului și serviciile servite de casă de sănătate. Consiliul Județean finanțează salarii la Spitalul Județean. Doamna Mărșan, sunt sigur că găsim o posibilitate, adică am găsit... Domnul Cheiță, cred că e bine. Dumneavoastră, împreună cu doamna director Mărșan, să vedem ce soluții vom găsi ca să putem să dăm informația președintelui Sanitas, domnul Robescu, ce decizie am luat pentru viitoarea ședință, da? Da, și a doua problemă, ca să nu mai creăm atâtea animozități, vrem ca primul sau al doilea proiect pentru următoarea ședință să fie completarea acestui atop cu un consilier județean, ca să nu mai tot ne certăm. Pui la vot?
Nu, să-l propunem ca proiect de hotărâre. Domn secretar e aici. O să fie două propuneri. Poate să fie și cinci. Nu-i problemă. Deci de acord, da? Vreți să-l propunem la vot. Da. Deci, domnul Chiriță, la prima ședință voi propune proiect de hotărâre să fie nominalizări și va fi nominalizări. Și dacă, și dacă nu s-a ținut cont de ce am spus eu în ședința publică, că e de competența președinților de partid să stabilească dacă se păstrează algoritmul politic sau nu. Dacă doriți să-l supunem la vot, va fi un viitor membru în ATOP PNL. Pentru că avem majoritatea. Nu e problema, trebuie să completăm ATOP. Deci aveți până la prima ședință, aveți posibilitatea ca președintele dumneavoastră de partid și președintele nostru de partid să aibă o întâlnire și să mențină algoritmul sau la vot va ieși cel care va avea cele mai multe voturi. Cu permisiunea dumneavoastră nu a fost... Nu ține cont de cutuma care a fost făcută la început. Cu permisiunea dumneavoastră nu a fost un algoritm politic. Domnul președinte. A fost o înțelegere politică la început. Da? O înțelegere, da? Nu ține cont de așa ceva, de înțelegeri dumneavoastră? Păi dacă se schimbă, se schimbă și dumneavoastră v-a schimbat. Nu prea ne-a schimbat. Și dumneavoastră v-a schimbat și ceilalți s-au schimbat. Nu prea ne-a schimbat. Haideți că dacă... Țineți cont de majoritatea proiectului le-a trecut în toate ședințele cu PSD-ul. De acord, dar de ce am spus ceva ce nu e de bun simț? De 7 luni cei doi președinți, cei doi președinți, tot amânați cu președinții. Dar noi ce suntem aici? Păi dacă v-a spus președinte care nu vrea să stea de vorbă, și dumneavoastră, dacă s-a pitit al vostru, dacă nu se pitește, duceți-vă la discuție cu Drăgoline, primarul municipiului trebuie să vă primească și rezolvați problema. Dacă vreți să fie... Nu poate așa, vă dai de 5 ședințe, aceeași problemă. Gata, mulțumesc. Declar lucrările ședinței de astăzi închise. Vă mulțumesc mult. Salut sindicatul, salut membrii sindicatului.